Polițiștii din gardul IPJ Vaslui au verificat două aspecte foarte importante. Ne referim aici la sistematizarea rutieră și la mijloacele de transport destinate transportului elevilor. Cu privire la sistematizarea rutieră, polițiștii rutieri au verificat zona adiacentă unităților de învățământ, în cele 87 de unități administrative teritoriale, referim aici la primării, ocazie cu care, evident, ne-am raportat spre identificarea unor deficiențe vis-a-vis de sistematizarea rutieră. Aici ne referim la marcaje și indicatoare. Le-am atras atenția primăriilor, unităților administrative teritoriale, cât și administratorul drumului public, respectiv CNAIR-ul și Consiliul Județean, cu privire la deficiențele constatate. Aici ne referim la lipsa unor indicatoare. Copii, personalizare trecere de pietoni, marcaje rutiere, fie deteriorate, fie, în unele cazuri, chiar lipsă. Lipsa unor indicatoare de limitare de viteză în zona adiacentă unităților de învățământ, respectiv am identificat aici unități de învățământ unde ar fi utilă amenajarea unor garduri sau bariere de protecție pentru deplasarea pietonilor și ne referim aici la copii, la elevi. Activităților deschiderii noului an școlar, activități organizate cu acest prilej, desfășurându-se într-un primar corespunzător de ordine publică. Pentru creșterea gradului de siguranță în zona instituțiilor de învățământ, odată cu debutul anului școlar 2024-2025, Jandarmeria Vaslui a intensificat măsurile de ordine publică în zona adiacentă unităților școlare, pe traseele de deplasare ale elevilor și locurile de îmbarcare, mijloacele de transport, aici exemplific stațiile de autobuz, gări, autogări. De asemenea, pe tot parcursul anului școlar, jandarmii vor participa la menținerea ordinii și liniștii publice în zona instituțiilor de învățământ aflate în responsabilitate, dar și în imediată apropiere a acestora, unde se produc de regulă aglomerări de persoane cu precădere la începutul și la sfârșitul orelor de curs. În baza planului teritorial comun de acțiune, jandarmii vor monitoriza unitățile școlare avute în responsabilitate, respectiv un număr de 12 instituții de învățământ de pe raza județului, câte 4 municipiile Vaslui, Bârlad și Huș. Pe linia prevenirii și combaterii fenomenului contravențional și infracțional în rândul elevilor, vom continua elaborarea și derularea de campanii de informare alături de partenerii instituționali, obiectivul principal fiind descurajarea fenomenelor de bullying, consumului de substanțe interzise și alte comportamente antisociale. Mergând mai departe, al doilea obiectiv principal al nostru este pregătirea elevilor, preșcolarilor, dar și cadrelor didactice privind modul de comportare în situații de urgență și, de asemenea, și pregătirea celor cooptați la nivelul unităților de învățământ în acele echipe de primă intervenție. Facem această activitate de pregătire pe două paliere. Prima dată ne interesează reacția din primul moment a personalului de la unități de învățământ atunci când se produc situații de urgență, dar de asemenea ne interesează foarte mult și modul de comportare a școlarilor, a elevilor, a preșcolarilor și a cadrelor didactice care îi au în grijă. Printr-o pregătire serioasă, din punctul nostru de vedere, se reduc substanțial numărul victimelor în situații de urgență. Deci noi suntem foarte focusați pe partea asta de pregătire și, de asemenea, la nivel național este reglementată și organizată prin faptul că a fost emis un protocol comun semnat și de Ministerul pe care noi îl reprezentăm, dar și de Ministerul Învățământului. Acel protocol se referă la pregătirea preșcolarilor, elevilor, școlarilor, chiar și studenților, fiind la nivel național actul normativ ieșit. Și acolo sunt stabilite anumite activități pe care noi trebuie să le facem periodic. Dintre aceste activități scot în evidență faptul că noi desfășurăm concret exerciții practice de evacuare în caz de incendii în școli, odată la 6 luni la fiecare unitate de învățământ. De asemenea, tot odată la 6 luni se desfășoară și un exercițiu de comportare în caz de seism.
le desfășurăm separat, deoarece regulile de comportare sunt total opuse și nu vrem să creăm confuzii. Situația de urgență care ne provoacă cele mai mari griji și ne oferă cele mai mari provocări pentru noi este, bineînțeles, seism. Ne-am dorit cu toții să arătăm că forțele Ministerul Afacerilor și Interne, Ministerul Afacerilor Interne, în anul școlar 2024-2025 pot face front comun și pot schimba un pic din imaginea județului, ca și cum ar fi un județ cu violență. Inclusiv toate verificările care au fost făcute, nu au fost făcute formal, vă pot spune că au avut impact, au fost făcute cu mult înainte de începerea anului școlar. Unitățile administrative teritoriale au solicitat sprijin pentru întocmirea acelor analize de risc și au luat toate măsurile pentru faza seriilor. De asemenea, administratorii de drumuri au solicitat avize pentru remedierea deficiențelor constatate în ceea ce privește infrastructura rutieră. De asemenea, am fost alături de colegii de la ISU pentru a ști o situație comună, efectiv, care sunt sediile care nu au securitate la incendii, să putem lucra, să putem lua decizii împreună, să ne putem ajuta, Doamne ferește, la orice eveniment fericit.